Bine te-am regăsit, Cristina. Bună. Să o întreb povestea sau să o întreb de relații? Păi sau... să ne spună, dragă, relațiile. Erau cu cine ei am mai doi. Fost, să știm și noi. Rihanna cu Eminem. Ei erau. Eu am venit la un concurs de stil. Nu am venit la un show păi tabloid. La fel. Au! Da. La ce s-a dat, ce n-a venit? Nu a venit la un show tabloid. Cred, a venit la un reality show. La o emisiune concurs de stil. Cred. Deci unde mergem? Merg încet și sigur pe calea victoriei. Așa la pas. Da, ce bine a fost. Adică ea vrea să ne spună că merge către următorul, cu alte cuvinte. Merge către marea finală, probabil, că asta înseamnă victoria. Ai șanse. Lasă loc de interpretări. Auzi ce a spus, lasă loc de interpretări. Înțeles. El se joue avec le feu. Asta mică. Avec ușa de la lift. Dar, uite, loc de interpretări nu lasă ceea ce ai început să spui mai devreme deja, Cristina. Ce ți-ai fi dorit, ce așteptări ai fi avut de la Roxana? Eu sunt un om dintr-o bucată, mor cu dreptatea în mână, nu taxez nedreptatea, minciuna. Nu știu ce să zic, nu cred. Și asta mi se pare că, na, fiecare ar trebui să facă așa. Unde ai văzut o nedreptate? I-am explicat. Am văzut că ai făcut-o pe Roxana. Roxana e ca mincinoasă. Mincinoasă, da, păi am mințit. Vezi? Ce înseamnă? Da? Păi am mințit. Am mințit că a zis că i-a spus frumos Andrei Tonciu să-și mute mașina și nu a spus frumos. A venit Valvârtej atunci, cu tonul foarte ridicat. Și nu suport nedreptatea, chiar dacă nu neapărat mi se întâmplă mie, se întâmplă altcuiva. Mi se pare corect să luăm atitudine și să nu lăsăm minciuna să se transforme cumva într-un adevăr, care nu e adevăr. Cred că foarte înțelept din partea ei ar fi. Și un om e normal să greșească dacă realizează că a greșit. Și vine și recunoaște. Eu aș aprecia foarte mult dacă ar face un astfel de gest. Eu am suferit un șoc. Dublu. Pe Roxana mi-am imaginat-o altfel. Și al doilea șoc a fost Biarus astăzi. Hai să ne referim la Roxana. Coerent. Iartă-mă, dar mă amuză foarte tare. Sunt un șoc. Îmi place că te impresionezi bine rău. Că te-am șocat. Dar ce-i de râs? De ce râzi de Cristina? Mă amuz, pe n-am bune, voie să mă amuz. Dar nu ai de ce să râzi, pentru că e o femeie măritată, dar ce are o familie frumoasă. Nu-i dragă să plâng. De ce vorbești așa în râset cu ea? Bine să râd, tratează ce serios. Să plâng? Tratează serios, n-am ca să te să tratăm râd. Și noi pe tine serios. Deci ce am spus de la început că eu iau foarte în serios tot ce se întâmplă aici. Tratez cu respect fiecare persoană care e aici. Însă când sunt momente... De genul cum a fost acela, care mi s-a părut o nedreptate. Faptul că Roxana a mințit, e normal să taxez. Și of, cât ne victimizăm, lucrurile Doamne, acestea, câte victime sunt aici. Eu nu mă victimizez pentru că nu m-a privit pe mine acea situație deloc. Nici n-a fost, eu n-am fost implicată, dar eu am tras un semn de alarmă. Dacă am fost martora acelei situații, nu puteam... Să mint sau să mă fofilez, să zic că n-am văzut sau că n-am auzit. Of, ce probleme. Deci nu, am și despre asta este vorba. Și am spus că aș trece cu vederea, aș ierta, aș da încă o șansă persoanei care, să zicem, a greșit și să zicem că a luat-o valul. Poate sau că n-a știut cum mine. Să reacționeze, dacă ar veni să recunoască că a mințit, că nu știe ce a făcut și că îi pare rău și să-și recunoască greșeala, că fiecare om greșește. Dacă nu și o ține tot așa, dezamăgirea e și mai mare. Îmi pare rău dacă te-am dezamăgit și dacă te voi dezamăgi în continuare. Din nou, același aer de superioritate nesusținut și nu-l înțeleg, sincer. Cât timp nu am greșit nimănui și n-am făcut rău. Deci nimănui, vreau să fiu foarte clară, greșeala despre care vorbesc este n-o că scuze, Roxana da, a mințit că a venit și a spus Andreei te rog frumos mute-ți mașina. Nu a fost așa, a avut dar o atitudine foarte scandaloasă din prima, atitudine pe care ea nu o recunoaște. Cristina, iartă-mă că te întreb, dar mi-am mintit o chestie. De dimineață când am ajuns, Roxana stătea pe bordură. Adică ieri dimineață, încă o fază, pe bordură, cu fetele de la machiaj, cu două dintre fetele de la machiaj, la țigară și la cafea. Ajunsese într-adevăr, cred că prima. Îmi pare rău că nu pot să fiu atât două de perfectă secunde. Ca voi, ce să fac? Două secunde, nu, că nu asta voiam să subliniez. Îmi pare rău că nu vă pot mulțumesc.
Am mulțumit pentru intervenții pe care n-am înțeles-o. Mi lipsesc viorile. Păi nu, ea vorbește ca să-ți pierzi tu ideea, n-ai înțeles? N-am cum să pierd o idee, că-s prea șmecheră. Am salutat-o, m-a salutat și ea. Și eu așteptam să-mi vină tipa care îmi place mie cum machiază, pentru că are răbdare cu mine, eu sunt ciufută cu machiajul, că nu-mi plac chestii, mă rog. Acum, mi-am pus acolo bocceluța și vine Roxana, eu am fost prima. Păi, sora mea, tu erai cu două make-up artiste de la canal de afară la cafea. Dacă erai așa grăbită să te machiezi, de ce să te machiezi? Și am întrebat, sunt două variante. Ori el nu te suportă pe tine, ori tu nu le suporți pe el și mai fie a treia, ori faci intenționat ca să ne certăm. Nu, sincer, dacă tu ajunsesei prima și le erau libere și nu făceau nimic și voiai să te machiezi, de ce n-ai făcut-o? Pentru că am băut cafea pot sau trebuie să-și cer voie înainte? Ok, bine. M-am trezit la 5 ca atunci, să mă spăl trebuia pe păr să-ți bei cafeaua cât mă machiam eu a doua cafea. Dar am venit prima. Eu dar sunt puntuală. Mea, te înțeleg, dar tu ai să dai pe bordură. Atunci, comentează. Să dai pe bordură. Comentează atunci nu când o să punct. Fii punctuală, când ceva. O să greșești. Nu ai cum să-mi spui punct. Pentru că nu-ți permit și nu permit nimănui să-mi spună punct. Atâta timp cât ți-am vorbit frumos, am fost respectoasă cu tine. Înjurați-mă, faceți. Dar nu, unde dar nu mă o să te înjur, pentru că eu nu am absolut nimic personal cu tine. Nu mă interesează viața ta. Nu mă interesezi tu nici ca artist, nici ca om, nici ca absolut mai nimic. Bine. Deci eu îți spun doar și încerc să subliniez faptul că ai venit într-un show de televiziune cu noi, niște fete care, sănătate. Așa este, care încercăm să supraviețuim aici. Cu toate avem probleme, cu toate am trecut prin tragedii, cu toate am trecut prin chestii nașpa, cu toate ne trezim la 5 dimineața, mie mi este poate foarte rău și cu toate astea... Dar poate nu doar ție ce crezi, dar eu nu mă plâng, asta spun că nu interesează pe nimeni de acasă, că eu mă simt rău. Mă urmărești, am spus că poate da toate sau cu toate le simțim rău. Dar eu când am venit aici, în această emisiune, am încercat să mă integrez. Adică, ce am făcut? Am încercat să vorbesc cu toată lumea, să mă port frumos cu toată lumea. Și eu la fel, ce crezi? Bun. Și tu vii și spui că nu poți să comunici cu mine. Dar când mă rugai să-ți promovezi piesele, puteai să comunici cu mine, Roxana? Nici măcar n-ai făcut-o. Ba da, am făcut-o, Cristina, Roxana. Cristina a făcut-o, în schimb. Și dacă eu îți demonstrez că am făcut-o, îți cer scuze că ai spus asta. Da. Bun, eu te-am menționat în povestea mea. În primul rând, vreau să clarificăm treaba aia, că de două emisiuni tot vorbim același lucru, de unde a izbucnit acest scandal sau conflict sau ce este, cu mașina. Eu am mai pățit o dată, nu este prima dată cum am dus, să o rog, prima dată, am rugat-o pe Andreea, cred că și a doua oară, dar nu mai mi-aduc aminte. E adevărat, hai mă despre ce vorbim, că-mi vin nervi, vedeți că sunt foarte calmă și acum gata. Ești tu aia cea mai educată și cea mai stilată și cea mai și vai cum vorbești. Dar noi de ce nu vorbești aici în direct? Cum ai vorbit? Pentru că nu mă lăsa să vorbesc, dacă nu, mă vreau lăsa, să intri, să vreau să faci o repetiție. Cum ai intrat acolo și cum ai zis, să faci aici în platou. Da, nu, într-adevăr n-a vorbit frumos, da, era nervoasă, probabil că voia să plece acasă. Fetele astea, adică noi am venit urlând efectiv să-și mute mașina. Dar vreau să înțeleagă cei de acasă și jurații că noi ne blocăm între noi. Este o parcare mică aici, că nu suntem noi șefii de la canal de să avem parcare în față, oameni buni. Venim și noi și ne punem trancaflețele aici unde multe. Putem. Multe, nu există să de multe. Un lucru să ne blocăm multe. Ne-am blocat unele pe altele. Ok, nu se întâmplă nimic. Uite, eu am blocat-o pe Bia Rus odată, mi-a spus că nu-i place peruca mea și i-am spus să fiu anaibii dacă mai pleci. Și am ținut o oră. O să vorbesc. Dar dacă venea acum să-mi spună că îi place peruca mea, mă mutam. Ceea ce vreau să spun este că vorba dulce mult aduce. Okay. Dacă veneai vorbind frumos... Dacă eu m-am comportat urât. Da, cum spuneți cum voi? Cum dacă te-ai comportat sau nu? Recunoaște-o. Roxana, ai această șansă și să încheie conflictul. Că m-am blocat. Roxana, ai această șansă să încheie acest conflict și să-ți ștergi pata. Pe bune. Pentru că ai mințit. Uite, îți dăm această șansă. Dăm șansa să vorbesc. Uite, dar recunoaște că te-ai purtat urât, fără motiv, ai venit și ai izbucnit, cum nu o faci în fața camerelor. Pentru că s-a mai întâmplat odată, dar n-am urlat. Deci recunoști? Nu am urlat, am venit și am spus să ia mașina. Recunoști că ai făcut urât? Bă, dar lasă-mă să vorbesc. A urlat. Păi, zi da sau nu, ca să știm ce facem mai departe, ce e așa de greu. Niciun moment nu m-am gândit să-mi cer scuze, pentru că nu am de ce să-mi cer scuze. Să-mi cer scuze că m-am blocat, să-mi cer scuze că m-am jignit. Să-mi cer scuze că s-a luat de viața mea personală? Ți se pare că aș avea de ce să-mi cer scuze? Pot să explic cum a fost, că voi nu știți. Voi toate sunteți deștepte, dar bar n-aveți că eu s-a mai... Nu mai vorbi, nu ne mai jignești. Deja nu-ți face cinci, frate. Ne faci victime, ne faci sărace, ne faci fetițe, ne faci... Pe bune, ai șansa să rezolvi situația cu amoarea ta cât de cât. Ești afară, la revedere. Mințim poporul cu televizorul, serios. Te-și urlă la cine. Uite, asta mă scoate din sărite, frate. Cum mințim noi poporul? Tu minți poporul cu televizorul. Adică nu știm. Adică toată lumea e nebună și tu... Fiți voi mai bune, mă. Fetelor, am auzit varianta voastră. Vreau să auzi și varianta Roxanei. Dacă eu sunt Andreea,
sunt mincinoasă, sunt ipocrită, sunt cum spuneți voi. Strict legat de situația aceea, okay. Punct, nu okay. Trece la alte lucruri. Ok, eu asta sunt. Fiți mă voi mai bune, mă, și demonstrați-mi altceva. Ok, dar care e varianta ta, Roxana? Care e varianta ta? Cum s-au întâmplat lucrurile? Te-am întrebat și ele. Eu fac un tratament, da, și trebuie să ajung la o oră acasă, târzie. Okay. De ce okay. N-ai spus asta? Trebuie să ajung la tratament. Lasă-o să vorbească, Cristina. Lasă-mă să vorbesc. Te rog. Voi data trecută n-ați fost acolo când eu am rugat-o pe Andreea să-și mute mașina. Eu am fost. Ok. Pot să vorbesc? Da, te rog. Și a spus, după ce o să mă schimb, o să o mut. Da. Exact cu atitudinea asta, da? Pe cu ce atitudine mi-ai spus tu mie? Că dacă tu erai cum erai acum în platou... Te rog frumos, poate... Andreea, lasă-mă să vorbesc. Mă duceam, dar cu fițele și cu aroganțele astea ieftine și pe burta goală... În momentul trebuia să ajung până la ora acasă... Te rog. Respect și celălalt om, că mai avem și alte treburi. Am fost treburi, acolo, Ilinca. A venit și a spus să-și mute mașina pe un... Nu om. Acum. Pe un... Prima oară, eu am fost acolo și a doua oară. Așa. Într-adevăr, am auzit când a spus că are de făcut un tratament până în ora 11, dacă nu mă înșel, da. Dar a spus-o după ce, deci da, după ce deja îi spusese pe un ton ridicat să-și mute mașina, a spus, trebuie să fac un tratament. Dacă venea și spunea, bă, fată, am de făcut și un tratament până în ora 11, doar nu suntem nebune, doar suntem absurde, nu trăim în junglă. Oricum ar fi reacționat așa, că așa e. Eu nu cred. Asta e adevărat. Asta e mintea ta. Nu cred, simt. Fiți mai bune. Fiți voi mai bune și gata. Bun, am lămurit. Am văzut care este o variantă și care este cealaltă variantă. Doar telespectatorii trag concluzii și decizi absolut orice vor ei. Ilinca, scuză-mă, am și eu o rugăminte. De când intrăm pe ușă în canal, de vreau să fim filmate non-stop. Da. Deci vreau să fim filmate non-stop. Eu și când mă duc la toaletă vreau să vină camera după mine. Da, să fie dacă e să fac ceva. Da. Pe bune, pentru că după aceea se denaturează lucrurile în fața telespectatorilor și poate trag concluzii greșite. Și nu îmi doresc acest lucru. Fiecare are dreptul la imagine până la urmă. Ok, hai să vedem cum arată ținuta, Teo. Mi-e place mult, e foarte nice look-ul. Cred că aș fi schimbat încălțările cu un alt model și o altă nuanță de alb. Mi se pare că sparge un pic treaba, dar îmi place mult ideea de la care ai plecat. E o idee găsită pe Pinterest, pe peste tot, îmi place. Ești fresh, Cristina Șișcanu, ești fresh, mai fresh. Demonul un pic cu J-Lo, așa, măcar mă, mizerie. Da, mă, da, chiar da. Da, bine. Mulțumesc, Teo. Bea. Și mie îmi place cum arăți, ești din nou foarte sexy. Într-adevăr, e un street style pe care l-am tot văzut pe Pinterest, așa cum zicea și Teo și pe Instagram. Dar... îmi place, îți vine bine. Și eu cred că aș fi schimbat încălțămintea, nu știu cu ce, dar măcar să se pupe ca nuanță cu alb. Așa bate lumina aici, sunt, e același alb. Ok, mulțumesc, fetelor. Hai să vedem dacă și jurații vor fi convinși de asta sau nu. În fața lor, te rog, Cristina. Șișcanu, bună, bine te-am regăsit. Și eu bine v-am. Măi, nu este greșită ținuta, un styling, așa cum au spus colegele tale, văzut și paravăzut. Aș fi schimbat paltonul cu alt palton, textura. Este un palton mult prea gros, ia de iarnă. Pentru ținuta asta vă arate că e... Și rochea e grosuță. O văd că și rochea e grosuță, dar paltonul putea să aibă altă textură. Nu mă refer la trenci, nu, n-aș fi pus un trenci. Păi aș fi ales, nu știu, suntem în septembrie. Un camel ceva mai subțire, nu știu, sau un tip de... Este un brand acum pe piața în România care îmi place foarte mult, o să dau nume aici, care face niște lucrături din astea împletite, care îmi plac foarte mult, l-aș fi văzut deasupra hainei astea, dar în fine. Una peste alta este ținută coerentă. Dacă ai vrut să o imiți pe J-Lo, s-a ieșit. Da, mulțumesc. Voi ce ziceți? Eu aș fi schimbat încălțările, dragă. Vedeam aici un toc totuși, având în vedere dimensiunea rochiei. Da, având în vedere punctual pe ea. Gros. Având în vedere dimensiunea rochiei, lungimea, scuză-mă, nu dimensiunea, lungimea rochiei. Un toc gros. Vorbim doar de Șișcanu, mă refer la tipul ei de corp. Păi și având în vedere faptul că are o rochie mini și strâmtă, care urmează linia corpului, mi se pare că nu o avantajează genul ăsta de Adidas. Dar e un styling coerent, într-adevăr, cu mențiunea că geanta e foarte urâtă. Foarte urâtă. E urâtă. Aia geanta e o aplecătoare. E
fix ca paltonul. Ca e o aplecătoare de poșetă care se vrea fină, expensive și nu e niciuna nici altă. Ce facem aici? A? Nu mai e. Păi, nu mai e? Să vină altă? Da, să vină. Da, într-adevăr, așa cum au spus și colegii mei, materialul paltonului este nepotrivit, trebuia ceva așa subțire, o vicunia aș fi văzut eu, dar aia e foarte scumpă, într-adevăr, nu pot să-ți cer vicunia la Bravo Astil nici dacă ai avea 1.000.000 de euro, pentru că un palton din vicunia costă cam 40-50.000 de euro. Nu eram pe aici dacă puteam să-mi cumpăr palton. Dar ce e asta, vicuțica asta, ce e vicuțica asta? Am avut un șesacol la un moment dat, o să-ți arăt data viitoare. Și după ce l-ai vândut, ce ți-ai luat palon? Asta am vrut să zic, tu arată-mi-le, Cătălin, că eu... Mi-ar fi plăcut să fie avut o rochie tip tubină, la fel de mulată, dar fără fronseurile astea aici, care, într-adevăr, marchează un bust frumos, dar oricum știu bustul. Și da, sunt de acord și cu Moris, legat de pantofi, ceva cu toc înalt, ar fi avantajat și mai dar tare. Dar chiar nu pot să port și eu pantofi ăștia sport? Ba da, da, fost ba, da, ba da, mai lungă. Dar, exact. Este dar nu mult. Ești bine. Da-ți. Ești da-ți. Bine, dragă, hai. Ne place de tine și șcanule. Mai plăcut cum a sunat asta, da. Bravo, Astil. Dăm. Ce să dăm, dragă? Calificative, vă rog. Dăm, dragă. Uh-huh! Bravo, dragă. Mamă, Cristina. Doamne. Bravo. Deci și așa mi-era cald, acum ard. Mulțumesc, arzi flăcări, mulțumesc și eu. Mulțumesc. Păi nene, nu știu ce e, să-i dau un șișcanu să facă, trebuie să-i dau și un șișcanu și chiar un rol. Lasă-mă să mă concentrez, nu convine cu ei, n-are cum să facă ea pe bărbați. Nu e bine, trebuie să găsesc o femeie. Să facă ce? Să-i dau ceva... Nu e niciun caz fan fatal, că este rolul care se potrivește cel mai bine. Vreau să-i dau una care e potrivită, vreau să dau una care să fie mai greuț. Deși tu e dat ușor, nu mai vrei să fie mai... Dar ce, de la Tudor Teoros și lui Alexandra Curanu le-ai dat, trei roluri? Într-o zi îmi face Pamela din Dallas, într-o zi îmi face Maria Antoinette și într-o zi îmi face Corina Chiriac. Păi și ce să-i zelușești, Carlo, că n-am idee nici o singură zi, stai înțeles. Ei, mă, concurenta atunci. Păi nu, că nu e vorba de șișcarul. E vorba că n-am eu idee. Cine să fie asta, mă, șișcarul? Lăsați-mă că cum a rămas proastă, că și-am parat idei. Să mai mănânc ceva de la cupa, poate revine. Ceva la cap. Tu gândește-te. Cât să vă mai gândesc? Cât? 10 minute. Bine.